middle și high level, supremația tandemului Canon-Nikon este, zic eu, de necontestat. În zona entry level lucrurile stau puțin diferit, pentru că de o bună bucată de vreme încoace giganți precum Panasonic, Sony sau Samsung și-au băgat nasul pe acest segment de piață, profitând într-un fel de forța lor financiară și de experiența pe care o au în a vinde produse unor mase foarte largi. Cu toate acestea, nici pe acest segment, nici Canon, nici Nikon nu sunt de ignorat. Ba dimpotrivă. În minutele următoare vă prezentăm două DSLR-uri, atât de la Canon cât și de la Nikon, entry level. Este vorba despre 1100D și D3100, head to head, face to face. Nu există dubiu în privința faptului că Nikon D3100 este unul dintre cele mai bune DSLR-uri entry-level de pe piață. Acesta reușind să ofere o calitate a imaginii deosebită, cuplată cu viteze de utilizare de invidiat, am putea spune. Bine, asta pentru un ochi ceva mai puțin experimentat. Chiar dacă l-am lăudat încă din primul moment al acestui material, există și minusuri notabile, pe care un pasionat le-ar observa imediat. Implementarea noilor funcții găsite, de exemplu, la D3000, precum Live View sau Movie Mode, știrbesc într-o oarecare măsură valoarea acestui aparat. Parcă nu funcționează așa cum ar trebui. Nu ne înțelegeți greșit, spunem doar că Nikon puteau face mai multe cu acest aparat destinat în mare începătorilor. D3100 este acel gen de cameră care se adresează celor care au folosit compacte și doresc o calitate superioară a fotografiilor. Avantajul acestui body este că poate fi teoretic utilizat cu aceeași rapiditate ca și un DSLR de vârf, funcțiile, dar și experiența fotografului contând în obținerea unui rezultat deosebit. Asta nu înseamnă că nu poate să satisfacă și gusturi mai exigente, dar nici aici să nu vă așteptați la miracole. Nikon au produs cu acest D3100 unul dintre cele mai bune DSLR-uri din gama entry-level, chiar dacă în acest moment există pe piață aparate fără oglindă, având cam același preț, dar îndeplinind anumite funcții precum video și live view mai bine. Una peste alta, D3100 este o cameră bună, dar este mai ales un DSLR gândit clar pentru un anumit segment de piață. Celălalt subiect de astăzi este Canon EOS 1100D, un entry-level de la firma amintită mai devreme, care nu oferă nimic ieșit din comun. Este ușor de utilizat chiar și de către începători, iar meniul și funcțiile sunt prietenoase și intuitive. Pentru acest tip de camere, competiția este acerbă. Toată această bătălie fioroasă purtându-se în interiorul strâmt al aceleiași game de preț. Totuși, și subliniem acest lucru, în momentul de față oferă un raport calitate-preț ușor superior față de competitorii săi. D3100, de care pomeneam mai devreme, vine cu un display mai mare și mai bun, cu filmare HD 1080p, ISO maxim mai ridicat, mai multe puncte de autofocus și cu un blitz încorporat mai puternic. În ciuda însă a diferențelor de specificații de pe hârtie, unele greu vizibile cu ochiul liber în utilizarea cotidiană, 1100D oferă o experiență mai mult decât plăcută, iar faptul că este intuitiv și prietenos ar putea constitui un real avantaj în fața specificațiilor scripturale superioare despre care pomeneam. Ambele fac foarte bine exact ceea ce au fost gândite să facă, adică să pună la dispoziția începătorilor și pasionaților capabilități ce nu se regăsesc pe compacte mai bune sau mai slabe, ci doar pe DSLR-uri, și asta la un buget mai mult decât decent. It's good value for the money, cum spun englezii, adică fac fiecare bănuț pe care îl plătești pe ele. Ambele sunt destul de solide, intuitive și știu să facă ele însele mai mult decât suntem în stare mulți dintre noi să le cerem.